Astăzi, consilierii locali ai municipiului Turnu Severin, așa cum au promis cetățenilor din municipiul Drobeta Turnu Severin, au amendat bugetul local propus cu cererile cetățenilor. Astfel, s-au alocat miliarde de lei vechi pentru reparațiile drumurilor din Dudașul Schelei, Schela de Sus, Bulevardul Vârciorova, Calea Banoviței, Serviciul Județean de Ambulanță, Bulevardul Porțile de Fier, Parcăl și Alei între Blocuri, pentru ca toate să ajungă la un standard civilizat, până când se va face proiectul tehnic și economic privind accesarea fondurilor europene și aducerea acestor artere rutiere la standarde de municipiu. Astfel, primul care a făcut amendamentele a fost liderul consilierilor PSD-UNE-PRPC, Marius Creciu. 100 de mii lei, 1 miliard de lei vechi, de la secțiunea de funcționare a autorității executive, alte servicii publice, generare fonduri de rezervă, la secțiunea funcționare capitolul transportul, sub capitolul 2, străzi, bonuri și servicii, cu destinații reparații strada Walter Mărăcineanu din Drobeta Turnu Severin. Amendament 2. Se aprobă repartizarea sumei de 150.000 lei de la secțiunea de funcționare a autorității executive, alte servicii publice generale, fondul de rezervă, la secțiunea funcționare, capitolul transportul, capitolul străzi, bonuri și servicii cu destinație reparații, Bulevardul Vârciorova. Se aprobă repartizarea sumei de 150.000 lei la secțiunea de dezvoltare, servicii recreative și sportive, întreținerea clădirii publici, parcuri, zone verzi, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, reabilitare, parc Traian, la secțiunea funcționare, capitolul transportului, capitolul străzi, bunuri și servicii cu destinația reparații străzi, Gura Văi, străzi, cartier Gura Văi, Drobeta Turnu Severin. Se aprobă repartizarea sumei de 250 de milioane de la secțiunea de funcționare a autorității executive, alte servicii publice generale, fonduri de rezervă, la secțiunea de dezvoltare locuințe, servicii, dezvoltare publică, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor dezvoltărilor, cu destinația realizării sistem de semaforizare pe Splai Mihai Viteazul la ieșirea de la serviciul de ambulanță. Se aprobă repartizarea de 800 de 80.000 lei de la secțiunea de funcționare a autorității executive, alte servicii publice generale, fonduri de rezervă, la secțiunea de dezvoltare, cultură, recreare și religie pentru patru biserici, Parohia Sfântul Gherase, Biserica Grecescu, Biserica Sfinții Părinți Constantin și Elena și Biserica de Carton. Viceprimarul municipiului Turnu Severin, Daniel Cârjan, a înaintat o altă listă de amendamente aduse la buget pentru completarea celor depuse de Marius Creciu. Amendamente 1. Se aprobă repartizarea sumei de 150.000 de lei de la secțiunea funcționare a autorității executive de alte servicii publice generale fonduri de rezervă la secțiunea funcționare capitolul transportul sub capitolul străzi bunuri și servicii cu destinația reparații strada Banovița din Drobeta Turnu Severin. 2. Se aprobă repartizarea sumei de 150.000 lei, din care 100.000 de lei de la secțiunea funcționare a autorității executive de alte servicii publice, fonduri de rezervă și 50.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, servicii recreative și sportive, întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, reabilitare, parc Traian, la secțiunea funcționare, capitolul transportul, străzi, bunuri și servicii cu destinația reparații Calea Severinului, paranteză, cartierul Dudașul Schelei, Drobeta Turnu Severin. 3. Se aprobă repartizarea sumei de 150.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, servicii recreative și sportive, locuințe, servicii dezvoltare publică, alte servicii în domeniul locuințelor, așa, autoutilitară cu basculare 5 locuri și se mută banii la secțiunea funcționare, capitolul transportul, sub capitolul străzi și bunuri și servicii, cu destinația reparații străzi, schema Cladovei, în paranteză, străzile Gheorghe Doja, Izvorului, Stânjenelui, Iarțarului, Dudașului, Victor Taimanca, Aurel Vărănic, din Drobeta Turnu Severin. 4. Se aprobă repartizarea sumei de 146.000 de lei, din care 50.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, servicii recreative și sportive, întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, reabilitare și extindere parcare și transchela. 20.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, servicii recreative și sportive, extindere stației clorinare și transchela. 20.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, servicii recreative și sportive, pasarelă metalică, acces insulă, scan municipal Schela, 26.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, transportul și străzi, reabilitare și modernizare strada Mărăști, între strada Chisele și strada Independenței, 10.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, transportul, străzi, realizare sens giratoriu la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu cu Carol I, 20.000 de lei de la secțiunea dezvoltare, locuințe, servicii și dezvoltare publică, puzuri și puduri din Drobeta Turnu Severin, deci toate aceste sume se duc în valoare de 146.000 de lei, se duc la secțiunea funcționare, capitolul transportului, capitolul străzi, bunuri și servicii, cu destinația reparației, bulevardul porților de fier sau reabilitare și plombare din Drobeta Turnu Severin, după caz, cu mențiunea că este un PTN
buget și dacă se aprobă banii de la guvern, evident că se vor vota perioada următoare ca capitolul la rectificare. 5. Se aprobă repartizarea sumei de 40.000 de lei de la secțiunea funcționare a autorității executive alte servicii publice generale la secțiunea funcționare capitolul transporturi cu destinația reparației aleia situată între Șinca și Crișana în blocurile V1, V2, Z1, Z2 din Drobeta Turnu Severin. Este? Da. Bun. Am o rugăminte la casă. Noi am cumpărat acel pământ, inclusiv strada. Pe strada, pe partea cealaltă, s-a vândut terenul, însă nu s-a lăsat niciun centimetru de ăsta de teren pentru stradă. La ora actuală, dacă mergeți pe stradă, eu am lăsat 5 lei la un vecin ca să vedem pantofi. Vă dau exemplu Vârcelova, care până ajungem să le asfaltăm, ele trebuie să reparate. Negreșit se va interveni acolo. Ok. Suntem de acord cu acest lucru, dar acolo unde este cazul, pentru că sunt destule străzi, și vă dau exemplu Vârcelova, plus că mai avem anumite zone unde chiar nu se poate circula, să intrăm, să le reparăm, așa cum trebuie. Oamenii sunt și în sală aici și calea Severinului de Dunea și Schelei nu se poate intra cu autobuzul, intrăm, le reparăm în momentul în care avem fonduri europene, intrăm și le asfaltăm. Nimeni n-a zis că nu se vor cheltui așa. Okay. Dar în momentul în care vor apare finanțările europene, să facem lucruri. Exact. Luăm și amendamentul dumneavoastră, îl votăm, reactualizăm. Le-am văzut și eu, m-am uitat și eu peste ele, le-am și eu, de fapt, l-am și eu la dosarul meu acele studii de stabilitate. Până atunci dăm drumul la reparație așa cum corect. Viceprimarul Liviu Nicolice a venit și cu propunerea de afișare a tuturor cheltuielilor primăriei și a tuturor contractelor pe pagina de internet a municipalității, pentru ca fiecare cetățean să știe pe ce s-au dus banii lor până acum și în ce cuantum și de acum încolo ce cheltuieli vor fi făcute de către Consiliul Local, care a format comisii de verificare, control și sprijin, prin care se va lua la purecat orice leu care va fi cheltuit de acum încolo, dar și care a fost cheltuit. Și asta pentru dreptate până la capăt. Se aprobă repartizarea sumei de 10.000 de lei de la secțiunea de funcționare a autorității executive alte servicii publice generale fondul de rezervă pentru, și aici urmează să fie prins în buget de talentul economic în funcție de destinație, pentru transparentizare și eficientizarea procesului de administrare, adică realizarea portalului e-administrare care prevede urcarea pe internet publică a tuturor contractelor și tuturor documentelor de interes public ale primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin pe modelul de la București, pentru transparență totală a administrației. Președinte, deci potrivit articolului 36 aliniatul 1 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, una dintre cele mai importante atribuții a Consiliului Local este aceea de a lua măsuri pentru o bună, și citez, organizare și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes local și al societăților comerciale și regiilor autonome de interes local. În exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local poate organiza, potrivit articolului 54 aliniatul 7 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicată, citez din acest articol, comisii speciale de analiză și verificare pe perioadă determinată. Potrivit dispozițiilor legale, comisiile astfel înființate vor avea obiective și perioada de desfășurare a activităților acestora, stabilite prin hotărârea de Consiliul Local. Având în vedere necesitatea unei bune și eficiente funcționări a direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local a municipiului Drobeta Turnu Severin și primăriei Drobeta Turnu Severin, precum și de către societățile comerciale de interes local, propunem adoptarea unei hotărâri privind înființarea comisiilor de verificare, sprijin și control a îndeplinirii responsabilităților de către direcțiile serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și primăriei Drobeta Turnu Severin, precum și de către societățile comerciale de interes local. Am propus să fie două astfel de comisii. Propunerea era să fie fiecare comisie să fie formată din 3 membri care la rândul său, după alegerea acestora, își vor alege un președinte și un secretar. Înfințează comisiile de verificare, sprijin și control a îndeplinirii responsabilităților de către direcțiile serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului de
la Turnu Severin și Primărie Drobeta Turnu Severin, precum și de către societățile comerciale de interes local. Articolul 2. Comisiile vor funcționa până la alegerile locale din anul 2016 și vor avea ca obiectiv verificarea, sprijinul și controlul îndeplinirii responsabilităților de către direcțiile și serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și a Primăriei Drobeta Turnu Severin, precum și de către societățile comerciale de interes local. Articolul 3. În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de prezenta hotărâre, membrii comisiilor vor putea solicita direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și al Primăriei Drobeta Turnu Severin, societăților comerciale de interes local, orice informații și documente necesare îndeplinirii obiectivelor, inclusiv cu privire la execuția bugetară. Articolul 4. Se înființează două comisii de verificare, sprijin și control a îndeplinirii responsabilităților de către direcțiile și serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și al Primăriei Drobeta Turnu Severin, precum și de către societățile comerciale de interes local, comisii ce vor fi formate într-un număr de 3 membri. Asta era propunerea, dacă potărâți altfel, modificăm. Consilier local, urmând așa alege fiecare comisie un președinte și un secretar. Acum, cred că domnul președinte poate să treacă mai departe la... Câteva amendamente. Cert este că astăzi, ca urmare a votului consilierilor locali în municipiul Drobeta Turnu Severin, vor intra în reabilitare și reparații zonele majore din cartierele marginașe din municipiul Drobeta Turnu Severin. Astfel s-au alocat bani pentru reparații la străzi Gura Băiei, Dudașul Schelei, Schela de Sus, Bulevardul Vârciorova, Schela de Jos, Walter Mănăcineanu, strada Banoviței și plus alte reparații, plombări, eventual și la Bulevardul Porțile de Fier. Deci iată că cred că pentru prima oară în mulți ani de zile, astăzi, prin votul consilierilor locali, s-au acordat bani pentru reparații în zonele marginașe, unde oamenii plătesc taxe și impozite ca noi. Spuneați despre amendamentele depuse, ați avut 5 la număr, au vizat în mare parte străzi, dar și biserici. Da, erau amendamente obligatorii pentru noi ca și Consiliul Local. Aceste amendamente privesc, în primul rând, reparația străzilor din cartierele marginașe, Schela, Dudașul Schelei, Gura Văie, Banovița, străzi care în momentul în care plouă devin practic impracticabile, să mă exprim așa, dar noi le avem prinse, așa cum am spus și în ședința de Consiliul Local, sunt prinse pe fonduri europene. Până în momentul în care noi vom accesa acele fonduri europene, aceste străzi trebuie reparate ca cetățenii să circule în anul 2015 în condiții civilizate și în condiții de siguranță. Mă bucur că am reușit să fac aceste amendamente, au fost aprobate de toți consilierii. Am mai aprobat un amendament să ajutăm puțin bisericile care sunt în construcție, în primul rând, biserici clădite pe contribuția cetățenilor, a preoților parohi, dar și parțial a noastră. Ele trebuie să terminate și noi, ca și unitate administrativă, trebuie să le dăm o mână de ajutor. Cu amendamentele aduse de dumneavoastră. Da, suntem foarte mulțumiți de faptul că acest buget a trecut, a avut foarte multe amendamente, după cum ați văzut. Toate amendamentele sunt izvorite din solicitările cetățenilor și în special a cetățenilor din periferia orașului, cetățeni care au primit numai promisiuni până acum. Iată că este prima dată după 20 de ani, poate, când își îndreaptă cineva atenția și asupra problemelor. În proiectul inițial de primar văzusem sensuri giratorii, reabilitări de parcuri. Da, dar de ce se întâmplă? Nu primarul este cel care, într-adevăr, se poate vedea acest lucru. Ce trebuie să remarcăm noi? Partea bună a acestui consiliu local, faptul că toți colegii consilierii responsabili au votat pentru cetățenii care i-au trimis în acest fond. Și acele două sensuri giratorii mai sunt prinse? Cred că nu acele sensuri giratorii sunt foarte importante acum. Ați văzut, de o deosebită importanță este a analiza și a vedea ce se mai poate face acum cu situația aceasta de criză de la RAN. Eu cred că deja după ce a trecut bugetul, după ce s-au prins fonduri, va trebui cu de urgență să ne aplecăm și asupra situației explozive care stă să intervină din cauza eventualei închiderea RAN.